Importul de deșeuri, activitate mascată sub diverse nume, a devenit, din păcate, o practică obișnuită printre unii agenți economici români. Recent, comisarii gărzii de mediu Hunedoara, în conformitate cu prevederile legale, au împiedicat intrarea în județ a două mașini de mare capacitate cu deșeuri, care figurau în acte drept cauciucuri. O societate comercială de pe raza județului face import de cauciucuri din zona Italiei și nu îndeplinește toate condițiile de lucru, de autorizare pe această temă. Conform legii 195/2005 a protecției mediului, introducerea în România a oricăror deșeuri de orice natură pentru a fi eliminate este interzisă. Ori agenții economici pe această temă fac anumite lucruri, dezmembrări, tăieri, modificarea formelor, colectarea produselor care îi interesează din anumite componente care le introduc în țară, ori aici s-a constatat că nu se produce niciun fel de prelucrare, de reciclare a unor componente, ci pur și simplu se vând sau se elimină. Ca urmare, un tir ajuns pe teritoriul județului a fost returnat în țara de unde au venit, iar celui de-al doilea nu i s-a permis intrarea în țară. În această situație, agentul economic implicat în tranzacția împiedicată de garda de mediu Hunedoara este nevoit să plătească returul transportului spre țara de origine, să își revizuiască autorizația de funcționare și totodată să achite și o amendă consistentă în valoare de 50.000 de lei. Sancțiuni se aplică în aceste cazuri? Bineînțeles, și sancțiune. Și cel mai rău este că trebuie să le întoarcă și să plătească și transporturile. Agentul economic, importatorul, suferă ceva din cauza asta? Da, suferă amenda și revizuirea autorizației, pentru că dacă nu face ceea ce a spus, trebuie să-și revizuiască autorizația. Te spune și un cuantum al amenzii? 50.000 de lei, da. Mai multe pe această temă, dar și alte subiecte interesante puteți afla urmărind după jurnalul de știri emisiunea La Subiect, în care este invitat Dorel Bretean, comisar șef al Gărzii de Mediu Hunedoara.